Este un lucru grav, stimați prieteni, ceea ce se întâmplă. Ce înseamnă acest vot unanim? Membrii Consiliului Superior al Magistraturii este compus astăzi din reprezentanții sistemului judecătoresc, 6 judecători și președintele Curții Supreme de Justiție, care este numit de către Parlament, dar nu este ales. 3 membri sunt desemnați de către Parlament, vin reprezentanți, să-i spunem, a puterii legislative, titular de drept, profesor universitar, ministrul justiției din oficiu și procurorul general. Până acum, voturile, când se propunea o candidatură la președintelui pentru a semna decretul, la prima fază se vota majoritar, adică din 12 voturi era necesar ca candidatura să întrunească o majoritate, fie 7, fie o majoritate simplă 7. În cazul când era respinsă candidatura, iar Consiliul Superior al Magistraturii considera că trebuie să o înainteze în repetat, votul trebuia să fie cu cel puțin 2/3 din membri. Adică din 12, 2/3. Astăzi, președintele propune ca la ședință să participe numai puțin de 8 persoane și votul să fie unanim. Deputații, în general, spun 12 voturi, trebuie să fie toate unanim. Dragi prieteni, sunt 6 judecători, 7 cu președintele Curții Supreme de Justiție. 8 voturi propune să fie obligatoriu președintele statului. 12 propune să fie grupul de deputați. Cum se poate în astfel de condiții de obținut unanimitate când de fapt 5 membri sunt reprezentanții a puterii executive și puterii legislative care vin pe criterii politice? Ministrul Justiției este reprezentantul unui partid. Pe criterii politice a fost ales și procurorul general. Tot pe criterii politice vor fi ales și ceilalți 3 membri titulari de drept care vor fi. Atunci, în cazul când cineva din dumneavoastră, de exemplu, este judecător și judecătorii cu care lucrați dumneavoastră împreună, consideră că dumneavoastră sunteți demn de a fi președinte de instanță, fie la curtea de apel, nu aveți nicio șansă dacă această candidatură a dumneavoastră nu convine ministrului de justiție, procurorului general sau cuiva din reprezentanții Parlamentului. Ori, fără votul unanim, dumneavoastră nu veți putea deveni judecător. În prima fază veți merge cu un vot majoritar simplu, dar dacă nu convine această candidatură președintelui statului, se întoarce înapoi și nu mai aveți nicio șansă. Trebuie să mergeți să stați în anticamera ministrului justiției, trebuie să mergeți să stați în anticamera celorlalți membri a Consiliului Superior al Magistraturii care vin pe filiere politică, să dați jurământ, să dați legământ și numai atunci veți putea obține un vot favorabil în Consiliul Superior al Magistraturii. Asta nu înseamnă altceva, dragi prieteni, decât privatizarea autorităților publice de către președintele statului prin intermediul guvernului reprezentat în această speță de ministrul justiției. Este inadmisibil, dragi prieteni, ceea ce se întâmplă. Vă rog să ridicați proiectele de lege și să citiți. Cu nimic nu motivează din care considerente astăzi este imperativ de a veni cu astfel de modificare la legislație. Nu este admis. Este regretabil că șeful statului, care vine dintr-un sistem în care a activat toată viața, a fost președintele Consiliului Superior al Magistraturii de la formarea acestei instituții, cu atâta răutate încearcă să intervină în activitatea sistemului judecătoresc. Eu înțeleg reflexele că mai dorește să controleze acest sistem, dar dânsul este reprezentantul puterii executive și trebuie să se exercite acele atribuții care sunt specifice șefului statului și nici de cum să nu intervină într-un mod atât de brutal în activitatea autorității judecătorești. Eu îmi rezerv dreptul să vin la o altă conferință de presă cu mai multe dezvăluiri pe marginea intențiilor președintelui statului de ce își dorește cu orice preț să controleze sistemul judecătoresc. Vreau să vă spun că în sistemul judecătoresc este de acum se coace un curent care își dorește reformarea sistemului cu adevărat, își dorește performanță, dar deocamdată nu reușesc să aducă performanțele pe care le dorim noi din cauza clasei politice de astăzi. Și această dovadă și această inițiativă acestui grup de deputați și a președintului statului este o dovadă mai mult decât elocventă. Nimeni astăzi, dacă o să-i întrebați
cum va fi asigurată independența promovării judecătorilor în funcție prin această modificare de lege, nu vor putea explica. Ori votul unanim înseamnă vot majoritar a unei singure persoane. Adică dacă 11 membri a Consiliului Superior a Magistraturii votează pentru candidatura dumneavoastră să mergeți în funcția de președinte sau să accedeți la prima instanță în instanța de apel, nu veți reuși dacă nu dorește ministrul justiției. Nu veți reuși dacă nu dorește un reprezentant a puterii legislative. Nu veți reuși dacă nu-și dorește procurorul general. Că pe undeva ați pronunțat o sentință care nu-i convine procurorului general. Asta se poate întâmpla în activitatea dumneavoastră. Și întotdeauna când veți activa în calitate de judecător, veți fi obligat să fiți cu ochii pe putere, să fiți etanși conectați la ceea ce se întâmplă acolo sus la putere și nu de Doamne să-i deranjați pe dânsii. Nu vă va interesa interesele mele ca și cetățean. Asta își dorește domnul președinte a statului? Pur și simplu. Își dorește să controleze sistemul judecătoresc. De ce își dorește? Este o întrebare la care deocamdată nu avem răspuns, dar public, dar vom veni cu dezvăluiri, sunt în faza de pregătire. Eu cred că vor avea inteligența necesară corpul de deputați, chiar și constrânși de către partenerii externi să renunțe la această aventură. Aventură, fiindcă nu poate fi numit acest proiect de lege o chestiune de bun simț a președintelui statului. Eu îl înțeleg frustrările, era una să fii președintele Consiliului Superior a Magistraturii și alta e să fii șeful statului, când nimeni nu ia în considerație ceea ce vorbești acolo sus din calitate de președinte. Dar vremurile au trecut. Dacă dorește să revină, trebuie să revină în sistemul judecătoresc. Și știți ce este cel mai ridicol? Dacă veți ridica toate revistele și toate ziarele, veți vedea că una spunea atunci și alta fumează astăzi președintele statului. Cu cât ar doare pleda că Consiliul Superior a Magistraturii trebuie să aibă independență și exact pe invers face astăzi. Numai din simplu motiv că își dorește să controleze acest sistem.